Magnus lovește, frate Nicolae. Domnul cu tine, fiule. Da. Și deci dumneata ești schibnicul cel nou? Da, eu. Aha. Și cum te-ai hotărât să te lapezi de cele lumești? Păi, m-am hotărât și gata. Da, ai citit? Te-ai pregătit? Da. Ai citit Viețile Sfinților? Da. Ce sfinți cunoști, domnia ta? Păi, ce sfinți să cunosc? Sfântul Vadim Gură de Aur, Sfântul Adrian Numărătorul de Ouă, Sfântul Ion Zâmbărețu, Sfântul Traian Suspendatu, Sfântul Vanghelie Ejaculatu și Sfântul Emil Boc, a toate făcătorul. Nu, Huli, fiule. Da, nu, Huli. Dumnezeu e a toate făcătorul. Da. El a făcut lumea din haos. Da. Și haosul cine l-a făcut? Mă rog, îngenuchează să te spovedesc. Da, spovedește mai bine televizorul, că minte de îngheață apele. Bine, s-o luăm de la început. Da. Ai ascultat povețile părinților? Vai de mine, când eram mic, așa. Adică mama îmi spunea, tot timpul mă învăța, să nu mă strâmb, că rămân așa. Vezi? Nu poți să spui că nu te avertiza nimeni. Da. De băut bei? Un coniac dacă îmi dați boda prostă. Mare băcat, fiule. De ce? Păi, dar băutura duce la slăbiciunea trupului, ca să zic așa. Da? Ăi de beau vin fac gastrită. Da? Ăia care beau vodcă fac ciroză. Da? Dar eu beau numai țuică și n-am nimic. E, nimic. Nu, n-am casă, n-am mobilă, n-am mașină. Aveam o nevastă. Aha. Dar într-o zi mi-a pus în brațe o plasă plină cu sticle goale și mi-a zis: ia-ți lucrurile tale și cară-te. Da, am venit aici, că vreau să-mi recapăt liniștea sufletească. Păi dacă te-a lăsat nevasta, ce altă liniște sufletească mai vrei? Păi da, eu zic să mă ajuți, să te rog să mă ajuți, pentru că am auzit eu că și Mântuitorul le-a spus ucenicilor: beți, mă, că acesta este sângele meu. Păi le-a zis? Dar le-a arătat ucenicilor paharul, nu damigeana. Da? Trebuie să juri că n-ai să mai pui gura pe pahar. Jur că n-am să mai pun gura pe pahar. Mm-hmm. Am să beau cu sticla. Da, mata? Mata, cum te-ai lăsat? Cu voință, fiule. Iauzi. Păi acum două săptămâni am citit că dacă e consumat în exces, da? Carnea dăunează organismului. Și? Și de a doua zi n-am mai mâncat carne. Te-ai lăsat de mâncat? Grozav! Acum o săptămână am citit că băutura te poate ucide. Și? Și a doua zi m-am lăsat de băut. Formidabil! Ieri am citit că și sexul poate fi nociv. Și? Cum și? Și? A doua zi... Te-ai lăsat de sex? Nu, m-am lăsat de citit. Stai. Apropo, cu parte femeiască ai umblat? Dar cu ce fac? Mă spovedesc sau mă laud? Ai râvnit de pildă la nevasta vecinului? E? Mare băcat, fiule, băcat strigător la cer, vină mare! Ba ta, da, păi asta vezi că le amesteci. Ce? Amesteci vina cu păcat. Păi luminează-mă tu! Păi dar cea mai mare vină e să râvnești la femeia altuia. Așa. Și cel mai mare păcat e să ratezi ocazia. Ha? Păi să vezi. Ia spune, cum s-a întâmplat? Păi să vezi cum s-a întâmplat. A venit într-o zi o vecină, da? Să-i repar fierul de călcat. Așa. Da. Și era îmbrăcat într-o rochiță așa, de ei se vedeau toate cele de taină. Ai fără asta. Da, și o voce atunci am auzit-o în ureche, care mă îndemna: fă-o, fă-o, fă-o ce mai stai! Doamne ferește!
Ăla era necuratul, fiule. Da, 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 am auzit în urechea azlaltă altă voce care mi-a spus: fii tare, n-o face, n-o face. Ăla era îngerul tău păzitor. Da. Și? N-am făcut-o. Fiule, precum se vede, tu ai păcătuit numai cu gândul, nu cu fapta. Da. În fiecare zi, drept canon, da, să bei câte 3 gălezi de apă. Da? Zilnic. Zilnic, 3 gălezi de apă? Da. Păi de ce? Pentru că așa bea un bou. Auzi, lui. Ce? Vine cineva. Curaj, oița domnului. Să rămână, părinte. Bună, fiica mea. Ce vânt te-am pins aici la noi, în creierii munților. Părinte, am păcătuit. Ei, lasă-mă. Și de câte ori ai păcătuit? E rușine să spună. Ți-e rușine să spui? Nu! Înnumăram! Numără. Și cum s-a întâmplat faptul? Păi, aseară a venit la mine un vecin. Și? Și pentru că era foarte cald, vecinul mi-a zis să-mi scot bluzița. Și? Și apoi mi-a zis să-mi scot și fustița. Și? Și pe urmă mi-a zis să-mi scot și restul. Și? Și pe urmă mi-a zis să ne întindem în pat. Și? Și tocmai atunci a venit mama. Fica mea, și cine a fost ticălosul care a vrut să te împingă pe calea pierzanei? N-o fi nicușor alu Brutaru, ăla care a câștigat la loto și topește banii cu femeile. Nu, e el, nu. Păi o fi Marinic al Văduvei. Ăla și-a adus Mercedes din Germania, i-au trecut pe mașină toate muirile din comună. Nu e nici el, nu. Mă rog, dacă nu spui, uite ce să faci. Fă și dumneata 100 de mătănii și pune și 10 lei în cutia milei. Pun 1.000.000. E mult, fiica mea. Merită. La ce adrese mi-ați dat? Să rămână, părinte. Să rămână. Așa că, fetelor, dacă ați fost cuminți, mulțumiți lui Dumnezeu. Iar dacă ați păcătuit, fetelor, sunați la 07-74-71. Ce-i asta, mă, ce-i zis? E numărul meu de mobil. Și cereți cu fratele Vasile. Da, și cu fratele Nae. Ce? Opa, ce? S-a făcut ora, mă. Vinturiști, da. Să deschidem, că vin turiști. Muzică de ambianță, vă rog. Căruciu m-am gândit, că l-am fost omul bun.